de dreptate mi-e dor. Și mi-e dor să avem o țară, țară, nu bătaie de joc. Vă vine să plângeți. Păi, ție nu? Spuneți-mi, domnule. Știi câți, mai ani, câți ani mai ai de chinuială? Știi? Știi ce înseamnă să lucri 43 de ani, să ți se scoată ochii cu 2000 de lei pensie? Da, uite, de-aia vine să plâng. Și nu sunt singurul. Și v-am spus, mi-e dor de o țară, țară. Cu lacrimi în ochi de ziua dorului, acest timișorean spune că îi este dor să aibă o țară în care să nu se simtă umilit de conducători. Deși ziua dorului ar trebui să te poarte cu gândul la emoții plăcute, poveștile timișorenilor sunt extrem de grele și de dureroase. Unei timișorence îi e dor de tatăl ei, care a murit cu doar câteva zile înainte ca aceasta să îmbrace rochia de mireasă. Mie de tatăl meu, că nu mai este. Și, na, e dorul mare. De cât timp s-a dus? De 23 de ani, chiar înainte de nunta mea, cu 3 săptămâni. Cum a fost această lovitură? Înainte să fiți mireasă, tatăl dumneavoastră... Dureros, dureros. A trebuit să amânăm nunta și, na, că nu s-a mai putut face nimic. Dureros că nu m-a văzut și n-a fost alături de mine, din păcate. A fost o moarte fulgerătoare? Vreau să zic că într-o săptămână, da. Într-o săptămână, da. A internat și, da, a fost, a avut ciroză hepatică, dar, na, s-a internat și, din păcate, nu s-a mai putut face nimic. Și cum vă alinați dorul? Ce faceți ca să vă treacă? Păi, au rămas amintirile din partea lui. Ce putem face? Trecem mai departe, nu? Pentru copii, pentru familie. Asta este. N-avem ce face. Și în ziua anunții ce ați simțit când știați că tatăl dumneavoastră nu vă mai vede în rochie de mireasă? E foarte mare. Am trecut greu cu, oricum a trebuit să amânăm cu câteva luni, dar na, tot era proaspăt evenimentul. O altă timișoreancă își plânge dorul de copii plecați departe. Copiii mei. Unde sunt? În Scoția. De cât timp sunt plecați? De mult, 13 ani. Și cum faceți față dorului? Ne vedem, o dată pe an, de două ori, vorbim. Au crescut nepoții fără să le fiți alături. Da. Asta este. Este greu dorul de purtat, doamnă? Este. Dar având în vedere tehnologia și toate astea, asta e. Ne trece. Vreau să vă întreb la început, mai ales, de câte ori ați plâns de dor? Am plâns, da. De multe ori. Cuvântul dor nu se poate traduce în alte limbi, însă românii îl poartă, iar unora acest sentiment puternic le rupe inima în bucăți, spun aceștia.